Știi deja că scumpirile se țin lanț în ultima lună. BNR a majorat rata anuală a inflației la 5,6%, dar nu știm încă până unde vom ajunge cu aceste creșteri de prețuri. Și până când? Căutăm răspunsuri despre efecte și posibile soluții cu profesorul Alin Andrieș, specialist în piețe financiare. Bună dimineața! Bună dimineața! Unde duc aceste creșteri de prețuri care par scăpate total de sub control? Bun, întotdeauna creșterile de prețuri duc la o scădere a puterii de cumpărare a populației și acesta este, să spun, principala grijă și principalul efect negativ. Prețurile par scăpate de sub control, dar ne-am obișnuit în ultima perioadă cu un nivel al inflației foarte scăzut și poate de aceea acum aceste scumpiri ni se par cu atât mai anormale. Ar trebui de ținut cont că acest nivel de inflație pe ultimul an, septembrie 2021, de 5,6 este determinat în mare parte de scumpirea anumitor categorii de produse, în special al produselor non-alimentare, mărfurile nealimentare și în special a energiei electrice, gaze, care au înregistrat prețuri de peste 20%, de asemenea, așa cum prezentați și dumneavoastră, uleiul și cartofii au înregistrat scumpiri semnificative. Această inflație în creștere va determina o scădere a puterii de cumpărare a populației în special. Cine poate să intervină și cum ar putea să facă asta? Sunt mai multe măsuri care pot și deja sunt implementate. Pe de o parte sunt măsuri ce țin de politica monetară implementate de Banca Națională a României. Pe de altă parte, având în vedere categoriile de produse și servicii care au înregistrat o creștere semnificativă a prețurilor, de asemenea pot fi luate anumite măsuri administrative de către guvern. Și aici sunt deja în discuție anumite măsuri care să tempereze creșterea prețurilor la energie electrică și la gaze pe perioada iernii, care dacă continuă această creștere, care este în principal determinată de doi factori. Pe de o parte este creșterea prețurilor la nivel internațional, atât a gazelor cât și a energiei electrice. Pe de altă parte, această creștere a prețurilor pe piețele internaționale s-a suprapus cu liberalizarea prețurilor în România, fiindcă până anul trecut prețurile la gaze și la energie electrică erau decise și administrate la nivel național și erau impuse anumite limite de preț. În momentul de față, piața fiind total liberalizată, cererea și oferta stabilește nivelurile de preț. Vedem că scumpirile sunt la ordinea zilei peste tot în lume, nu doar la noi. Totuși, există vreo diferență între ceea ce se întâmplă în România și ceea ce vedem pe plan extern? Scumpirile sau nivelurile de inflație mai ridicate la nivelul tuturor țărilor sunt determinate de o serie de factori. Pe de o parte, este determinată de o ofertă mai scăzută. În contextul pandemic, tot ce ține de lanțurile de distribuție nu mai funcționează la capacitate maximă cum funcționa înainte de 2020. Asta înseamnă o reducere a ofertei și întotdeauna o ofertă mai redusă determină și o creștere a prețurilor. Pe de altă parte, cazul României este unul un pic diferit, fiindcă noi suntem foarte dependenți de importuri la toate categoriile de produse. Din păcate, în România se consumă foarte, foarte mult de produse din import și acest lucru accentuează această tendință. De asemenea, un alt factor care influențează nivelul de inflație este o creștere ușoară a ratelor de dobândă la nivel internațional. Dacă până recent dobânzile erau negative, acum au început să crească ușor majoritatea băncilor centrale, tocmai pentru a tempera într-o oarecare măsură inflația, au început să crească dobânzile de politică monetară, ceea ce a făcut și Banca Națională în ultimul timp, tocmai pentru a reduce acest cuseu inflaționist.